Eu credeam că o să-și folosească calculatorul acela, nu, dar nu l-am folosit, avea nevoie de un suport electronic. Exact, să-l țin în brațe. Gândind că totuși domnul Papu îl va folosi, îi dau microfonul ca să nu expire... Ce interes? Să stinge programul. Să nu expire bateria. Stimata auditor, eu doresc în primul rând să mulțumesc pentru această invitație, care cade într-un moment, hai să spun fericit, hai să spun nefericit. E o întâmplare că mâine se împlinesc 30 de ani de când s-a stins Steinhardt, dar sunt și 26 de ani de când s-a prăbătit la neștiind cum să marchez această zi, am să pățit că a fost foarte binevenită invitația domnului Gașper. Ținând cont de această dublă comemorare, m-am gândit să caut o legătură între acești doi intelectuali și am apelat la memorii de tatălui meu, care are un capitol destul de scurt despre în care spune că l-a cunoscut, cum se spune, parțial în primul rând. Deci eram în istorie, ca Gherla, și Steinhardt împărțeam în care a deținut doar. Întindând polonicul prin vizeta ușii. Așa că, spune tata, nu i-am văzut decât mâinile, n-am putut vorbi cu el. Abia s-au văzut față în față în 66. Și atunci, spune el, tocmai a apăruse traducerea lui Don Quixote, ediție integrală, a apărut în primăvară în 66. Și spune, de câteva, apărută de câteva luni acest Don Quixote și Steinhardt i-a spus un lucru foarte interesant, că cred eu că cea mai potrivită și cea mai adâncă observație care s-a făcut despre acest lucru. Îmi permit să-i dau citire. După aceea o să zic comentariul din faptul despre ea. E un articol care apare în volumul 10 de opere critică la persoana întâi. Dar de fapt e apărut în Steaua 22, în revista Steaua. Și este despre capacitatea limbii române de a asimila opere în traducere, despre mlădierea ei, despre modul ei de a adapta elementul străin. Enumeră câteva opere importante, este Faustul, Lara și așa mai departe, și ajunge la Don Quixote și spune următorul lucru și pe el. Când a fost vorba de tălmăcirea câteva din principalele opere ale literaturii universale, Gralul nostru a dat dovadă de învăriere, o capacitate de adaptare și o prospețime necomunică. Întrecând, poate, pe cele ce stau la dispoziția altora de mai noastră și mai veche circulație. Zice, iar opoziția dintre Don Quixote și Sancho Panza, cred că nicăieri nu a putut fi mai pregnant sugerată decât cititorilor de la noi. Nu este deosebit de ușor accesibilă, în remarcabilă performanță semnată de Edgar Papu și Ion Frunzeti. Frunzeti a tradus volumul întâi și volumul al doilea. Prin ingenioasa folosire a celor două izvoare, aici e o observație într-adevăr remarcabilă, cavalerul, adică Don Quixote, găsuiește în cuvintele sorginte latine. Iar scutierul o dă pe un limbaj unde predomină elementele slave, fanarionte, levantine, turcești. E un soi de duet latinist-obarbelian care ilustrează lingvistic și cu putere contradicția mentală și dialogul temperamental dintre protagoniștii romani. E,
Ce, cum descrie papul acum, e interesant ce a reținut el din ce ar fi vrut să îi să scrie mai târziu, pe ceva 80, dar ce spune în prima lor întâlnire interesant Steinhardt. Spune papul, ce l-am văzut, v-am spus, unde în 66. Zice, unul din primele cuvinte pe care mi le-a adresat a fost să-și exprime admirația pentru traducerea mea din Don Quixote, terminată cu mult, dar care ieșise mai de câteva luni, v-am spus în prima oară în 66. Și nu s-a mulțumit numai cu asemenea declarații, ci mult mai repede decât mă așteptam, și scris despre acea traducere la care, într-adevăr, am muncit un dic zi de zi și ceas de ceas cu toată puterea mea de entuziastă de lumire. Observațiile sale mi s-au părut extrem de pătrunzătoare. A căutat printre altele să descușească pentru ce textul meu nu pare tradus în altă limbă, ci gândit și realizat inițial în românește, cu toată aparența de inspirație spontană, cu toate inflexiunile și subtilitățile limbioase. Una curalele ei sintagme paleologice, cu atât de firească a vorbire populară lui Sancho. Și a ajuns la concluzia unei izbitoare asemănări între poporul spaniol și poporul român, bazat pe ipoteza acceptată și de unii spanioli, după care Iberia din Caucaz n-ar fi altceva decât Iberia. Mi s-a părut singura analiză autentică și profund originală în ce acum câțiva ani am făcut un fel de dosar al edițiilor în limba română al lui Don Quixote, care începe de la Ion Helia de Răcunescu, prima încercare de traduce, dar în care m-am referit, printre altele, și la modul în care a fost sugerat prin limbajul arhaicului de către papul, cum a fost sugerată o scufundare în trecut. Și o să citez acum o parte din acele observații. Spuneam așa că realitatea hispanică a epocii și comportamentul ei cultural complet străină și inaccesibilă publicului autohton, nu era asimilabilă decât pe calea reprezentării analogice, nedică medievalitatea și rusticitatea românească constituind termeni de comparație necesare în procesul de relocare contextuală. Iar adecvarea stilistică la parametrii limbii române transforma textul în vector de comunicare autoexigentă, siestul cel la nivel explicativ. Fac o paranteză. Există o ediție ulterioară, după anul 2000, care are 2000 de note de subsol. De ce? În primul rând este elaborată după o ediție spaniolă extrem de bine închegată, cu multe amănunte. Și în al doilea rând, fiindcă folosește o traducere nu interpretativă, ci mai curând latinizantă și cu unele asocieri care nu există în limba curentă de astăzi. Și atunci traducătorul a simțit nevoia să-și explice cuvintele folosite în text. Deci, spre deosebire de această ediție Consetii Papu, care spune este suficientă la nivel de credință, omul nu înțelege, deși limbajul este arhaizant, dar înțelege din context. Denotat că la data tălmăcii nu exista nici măcar un dicționar spaniol-român. Deci, există o ediție prescurtată în 57, care apare de editura Tinerecui, iar această ediție integrală apare abia în 66, în prima oară. Deci,
Așa, iar accesul la edițiile spaniole, dotate prin aparat critic la elaborat, era imposibil în condițiile izolării informaționale, impuse de coordinare. Principala modalitate prin care faptul dă o tendă arhaizată limbajului este utilizarea vocabulelor cu răspândire restrânsă în sens spațial, regional, sau în ambientul social, familialism, fapt care s-a reproșat. Necunoscându-le cu precizie sensul și presupunându-le de o autenticitate originală, receptorul, cititorul, dobândește impresia că ele ar proveni dintr-un fond lexical cu mult mai vechi decât în realitate. Iar cei mai mulți dintre cititori, auzindu-le pentru prima oară, le conferă o aură de mister care de obicei, este învăluit un trecut insondabil similar temporalității basque. Și m-am interesat de ce a folosit aceste metode. De ce l-a folosit de pildă o limbă română și sigur șapte. Cartea lui Don Quixote, volumul 2, este scrisă la 1614. De ce l-a folosit o limbă română? Dar peste o culegere de texte, o creștomație, de literatură veche română. Și găsesc un text de la 1609 și îmi dau seama că limba scrisă n-avea încă de desinențele de la un caz, de la un număr. Nu exista. Le-a adăugat editorul. Iar o altă de la 1614, îmi dau seama că verbele nu aveau... Domnul Papu, intervine rolul ingrat al numeratorului. Înapoi la Steinmetz. Peste trei ani facem o seară Edgar Papu. Deci, ce vreau să vă spun în închidere? Că grija lui al lui Steinhardt de a modera lucrurile a fost cumva un arbitraj al bunei voințe. Și mă gândesc că generozitatea cu care interpreta el actul critic a venit dintr-un avânt creștin, dar are și o rădăcină intelectuală foarte apropiată de el. Și acum este vorba de Noica, care vorbește despre teleologia culturii române în următoarele cuvinte. Spune Noica, toată tendința noastră în cultură, de pildă, pare a fi de a multiplica și a trece altora cunoștințe, civilizații, bunuri, viață. Devenirea noastră lăunică n-ar sluji nici ea decât idealul devenirii prin celălalt. Și comentează Steinhardt, de asemenea mari primeiti și de atar neapărate leacuri, sunt convins că noi, ca bun cunoscător al teoriilor, dar și al neagrelor vieții, e pe deplin conștient. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Dați-i vă rog, eu vă mulțumesc de rău, pentru că acum...